În ciuda acuzațiilor lansate de colegii din echipa faimoșilor, Elena Marin se bucură de întreaga susținere a lui Andrei, bărbatul care o așteaptă acasă, nerăbdător să-și unească destinele și să demonstreze cărcotașilor că povestea lor de dragoste va dura până la adânci bătrâneți. Credeți că pandemia le va sta în cale? Ei bine, fericitul eveniment a fost plănuit deja în cel mai mic detaliu și poate să aibă loc în a doua jumătate a anului. Mai rămâne doar ca viitoarea mireasă să se întoarcă victorioasă de la Survivor România. S-a aflat și numele celui care va avea plăcerea să-i conducă la altar în calitate de naș. Este vorba despre Mihai Morar, nimeni altul decât îndrăgitul realizator al matinalului de la Radio Zoo. Locuim împreună de doi ani. Nu s-a pus niciodată problema de separări. Ne-am certat, dar am apucat să ne împăcăm înainte de a pleca la Survivor. Dar imediat după ce a plecat, iar acolo bănuiesc e destul de greu, apar niște temeri. Suntem împreună din 21 octombrie 2018. Suntem logodiți de un an și jumătate și plănuim să ne căsătorim. Dar a venit pandemia. Acum e survivor. Eu sper să ne luăm anul acesta, dar contează și când vine. Dacă vine atunci când trebuie, la final va fi mai complicat pentru că vrem o nuntă pe căldură și ne rămâne puțin timp de organizare. Eu nu cred că Elena se înșală, dar dacă acea persoană merge acum la Elena, respectiv Zani, și cere iertare, din momentul acela Elena uită că s-a întâmplat așa ceva. Așa este ea, este bună. Acesta este și motivul pentru care o iubesc atât, a mai spus Andrei Logodnicul acesteia.